Salut, sunt Raul de la Libertate în IT și în acest video vom vorbi despre etapele unui proiect de freelancing, de la partea de căutare și negociere până la partea de încasat bani și de emis facturi și inclusiv aspecte birocratice. Vreau să discutăm astăzi despre ce înseamnă de fapt freelancingul și de ce e eronat să crezi că o să fie foarte multă muncă în plus sau multe responsabilități în plus față de un job clasic de corporație sau dintr-o firmă de IT. Există în lumea asta și freelancer care fac aiurea freelancing și lucrează mult în plus și cu clienți nași, dar îți vei arăta astăzi de fapt unde greșesc acești oameni și de ce nu așa se face freelancing-ul și dacă faci freelancing corect, poți să faci asta în mod constant și să nu ai niciun stres. Orice proiect de freelancing are două părți. Are partea de achiziție și partea de execuție. Partea de achiziție este cea mai importantă parte dintr-un proiect de freelancing și este partea care creează cea mai mare confuzie și cele mai multe nelămuriri și neîngrijorări sunt în această parte. Asta e partea în care îți generezi oportunități, intri în contact cu clienții, negociezi ofertele și începi să lucrezi cu acești oameni. Și tot aici intră și partea birocratică, eventualele facturi și contracte pe care o să le închei cu clienții. Și apoi urmează partea de execuție, care e exact la fel ca în orice companie, ca în orice corporație, ca în orice firmă de IT, nu diferă cu absolut nimic, stai în fața unui calculator și execuți codul stabilit cu clientul. Teama pe care o au majoritatea programatorilor legat de freelancing este că partea de achiziție e un fel de bau-bau care mănâncă foarte mult timp și îți pierzi mult timp și multă energie în această zonă, când în realitate dacă faci freelancing în mod corect și dacă ai un sistem clar pentru această parte, aceasta ocupă doar 1% din toată munca și efectiv munca ta intră în zona de execuție. În niciun caz nu e cum mai au poate de la unii dintre programatori că muncești ore întregi pe zi ca să faci facturi sau contracte sau lucruri birocratice. Lucrurile astea se stabilesc la început și apoi execuția este exact la fel ca munca dintr-o companie. Bun, și acum hai să intrăm în mai multe detalii ca să înțelegi cum funcționează partea de achiziție. În lumea freelancing-ului există diferite tipuri de proiecte. Există proiecte scurte, proiecte lungi, dar indiferent de tipul de proiect, primul pas pe care trebuie să-l faci este să intri în contract cu clientul. Și poți intra în contact cu clientul fie dacă te găsește el pe tine, fie dacă îl găsești tu prin sistemul tău de generat clienți. De regulă, totul începe cu un schimb de mesaje între tine și client, urmat apoi de un call în care clientul te va evalua atât pe parte umană cât și pe parte tehnică. După aceste call-uri sau chiar în interiorul call-ului, negociați un preț și condițiile de muncă, bateți palma și după aceea tu începi să lucrezi. Și astfel intri în zona de execuție. Dar chiar înainte să intri în zona de execuție, probabil că vei semna un contract cu clientul și vei stabili cât de des te va plăti. Te poate plăti la 2 săptămâni, la o lună, în funcție de cum te înțelegi cu el. Apoi următorul pas e să începi să execuți și să emiți facturi așa cum te-ai înțeles cu clientul, la 2 săptămâni sau la o lună, iar clientul te va plăti în contul pe care l-ai pus pe factură. Și acum te întreb, e greu să emiți facturi? Îți ia câteva secunde efectiv să emiți o factură, sunt deja multe aplicații online prin care poți să emiți facturi instant. La fel și gestionarea firmei, îți ia maxim câteva ore pe an. Diferența între freelancing-ul făcut ca lumea și freelancing-ul făcut prost e partea de achiziție, cât de bine îți faci partea de achiziție. Pentru că tu, în momentul în care ți-ai luat un proiect, tu vei lucra apoi luni de zile, poate un an sau doi pe acel proiect și dacă nu ți-ai făcut bine achiziția, ai pierdut deja din start. Din acest motiv e important ca în această parte să-ți găsești clienți de calitate, să-ți negociezi cele mai bune rate, să știi cum funcționează piața de IT, să știi cum să te poziționezi și cum să-ți găsești acești clienți, pentru că următoarea perioadă îți va fi trasată deja din prima parte, adică din partea de achiziție. Dacă nu faci partea asta bine, o să ai o grămadă de probleme. O să dai de clienți nașpa care nu te plătesc la timp sau poți să intri chiar în litigii cu ei că nu plătesc o parte din munca pe care ai făcut-o sau o să lucrezi mult mai mult pentru că o să-ți dea în continuu muncă pe care nu a stabilit-o în contracte și o grămadă de probleme, inclusiv poți să fii plătit mult mai puțin de sub valoarea ta reală și asta din nou duce la alte probleme pe care le-ai putea avea în viața personală. Și din păcate, asta e realitatea majorității oamenilor care încep freelancing pentru că fac ei partea asta după ureche, după cum cred ei că ar fi bine și nu după un proces validat și după un sistem care funcționează și care aduce rezultate și care îți aduce clienți de calitate. Dacă vrei să înveți cum să faci achiziția corectă și să generezi oportunități care să-ți maximizeze veniturile pentru skill-ul pe care l-ai și să-ți maximizeze și dezvoltarea ta profesională pentru abilitățile tale, hai să ne auzim la un call de consultanță gratuită cu mine, cu Cristi sau cu un expert din echipa mea. Dă click pe linkul din descriere, citește cu atenție informațiile de pe site, completează formularul de aplicare și hai să ne auzim la un call. În call de consultanță gratuită vom lucra împreună ca să punem la punct un plan pas cu pas care te va învăța partea de achiziție de clienți și te va duce cel mai rapid din stadiul de angajat în acela de a fi freelancer și de a face freelancing în mod corect și în mod constant. Sper să ne auzim curând, Raul!